Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de Dead by Daylight. Păi am tot jucat drept Survivor de foarte, foarte multe ori, deci bănuiesc că, uite, ritualuri, așa, vom juca drept Killer. Cu The Rave și cu Trapper. Da. Păi chiar vreau să prind doi oameni în capcană cu Trapper-ul ca să fac rost de acele 11.500 de puncte complet gratuite. Așa că o să selectez Trapper-ul, o să... Stai așa, știi ce? Avem niște puncte pe care nu le-am folosit data trecută. Cred că trebuia să le bag în Dwight. Da, Dwight. Ok, Dwight, prima dată o să primești tu punctele astea pentru că... Pentru că așa vreau eu. Oh, două chestii am cumpărat. Două, atât. O să luăm și asta. Și atât, bănuiesc. Și acum hai să ne întoarcem la killeri și să dăm create lobby. Și în timp ce o să aștept supraviețuitorii să-mi intre în lobby, o să mă decid ce iteme și ce offering o să folosesc. Stai așa. Păi nu iteme, mă refer la add-on-uri. Bun, deci o să punem asta și asta. Măi, am apăsat pe asta. Ok. A apăsat pe una și a pus-o pe cealaltă. Bun, și poate un offering de punche, bă, să și casa nu ar fi rău, dar nu m-ar deranja niciun Macmillan Estate sau ceva. Desigur că am offering-uri pentru hărți. Azilul nu e atât de rău, dar sincer m-am săturat ca oamenii să fugă în azil de fiecare dată când îi găsesc, așa că... Macmillan Estate, de ce nu? Bun, și deja avem doi jucători, mamă. O să știi că ăștia nu arată ca și cum ar fi pro la acest joc, deci bănuiesc că o să fie un meci foarte sângeros, dar nu uitați, oameni buni, un simplu like acestui minunat episod de Dead by Daylight mă ajută să zâmbesc în fiecare dimineață când sunt trist și să verificați acele minunate link-uri din descriere către G2A, contul meu de Instagram și către pagina mea de Facebook și hai și ultimii doi, vă rog eu. Ok. Pentru că offering-ul meu, care a fost și singurul offering pentru influențat harta, este complet inexistent pe acest joc. Ok. Locul perfect pentru o capcană. Oh, și-mi place. Am Deerstalker. Yes, yes. Deerstalker e foarte șmecher pentru că poți să lași supraviețuitorii pe jos și să te întorci la ei mai târziu. Mai momești și alți supraviețuitori care să vină să-i salveze. Și e win-win-win-win-win situation, dacă mă înțelegi. Hello? Hello? Domnilor supraviețuitori? Hehe! Sărăcuța! Vai, săracă de ea, de-acum ai făcut așa ceva, măi! De ce ai intrat acolo așa? Crezi că nu te-am văzut? Crezi că nu te-am văzut? Oh, nu mai pot să intru. Voiam să intru mai... Voiam să intru ca să o pun mai sub ea, dacă mă înțelegeți. Da, mă rog, ea. Pune în capcana acelea. Ce să facem? Uite cum iese, frate. Uite cum iese. Wait, what the fuck? E băgat în pământ puțin. Holy shit, e băgat în pământ! Se vede numai o chestie de metal ieșit afară. Credeam că am rezolvat bug-ul ăla și că orice puneai sub pământ ieșea la suprafață când terminai de pus. Aparent... Hello? Claudia? Really? L-ai salvat. Dar nici măcar nu se vedea capcana, dude. Nici măcar nu se vedea capcana. Pa, 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 pa. La, 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 la. Pa! Ea crede că n-am văzut-o, băi. N-ai cum să te ascunzi de mine, ce nu înțelegi că îmi place de tine. Ah! Fuck is this game? What face? Kappa? XD? Oh, really? Nu mai pot să pun capcana acolo acum? Ah, să nu crezi că scapi. Asta e foarte interesant. Extrem de interesant. Hello, domnule Jake. Domnule Jake? Unde te-ai dus, domnule Jake? Să nu îndrăznești să o iei de pe cârlic, domnule Jake. Ok, domnule Jake, ai îndrăznit. Pentru asta o să moară. Nu, serios, o să moară, pentru că... Așa. El a omorât-o, eu n-am făcut nimic. Aha. Ești aici, a?
Oh, sprint burst, ok. Sprint burst, boys. Hey, te-am găsit. Crezi că scapi de mine, mă? Crezi că scapi așa ușor de mine? Deși îmi place următoarea chestie că... Te-ai dus la paletă. Oh, Jesus. Oh, hai, nu începe. Ok, dude. O să facem chestia asta. Să facem chestii... Oh, nu! Oh! Bun, acum hai să te ducem pe tine afară, să te punem pe un cârlig. Desigur că ăsta, mă, basement-ul nu e aici și așa și în cealaltă parte, dar mă rog. Bun, perfect, perfect. Uite, acelea, locul perfect pentru tine, da? Și o să punem o capcană fix sub... De ce nu puteam să o pun sub ea? Bă, normal, puteai să o pui sub ea. Asta ai în iarbă, de asta nu o văd. Da, am gândit că poate s-a dus sub pământ, dar n-ar avea de ce. Hai, fapt, jocul ăsta nu m-ar mai surprinde dacă ar băga-o sub pământ de fiecare dată. Ah, ăla e reparat de asta. Au, și ăsta e reparat, ok. Hello? Hehehe. Credeai că o să plec și nu o să-mi dau seama că ești aici, nu-i așa? Ok. Jake! Domnule Jake! Oh, fuck, noroc ai încă o ieșire acolo, domnule Jake! Domnule Jake! Domnule Bill! Domnule Bill! Mamă, ce-i cu ăștia, frate? The players! The players are so good, dude! Nu pot să cred că nu mai există decisive strike în jocul ăsta. Adică există, dar înțelegeți ideea, nimeni nu-l mai folosește. E atât de... bine! Și parcă dacă îl folosești, tot timpul ești singurul care îl folosește și tot timpul o să fii tu cel care îl are, știi? Și să fii obsesia, pentru că tot timpul o să-l ai, dar să-l poți da din prima, la asta mă refer. Oh. Oh, yes, yes, încearcă să te scapi, măi, nenorocitule, crezi că o să scapi? N-o să scapi pentru că am Iron Grasp level 3 și level 3 e foarte mult, e chiar maxim și o să te pot duce în conjurul hărții de 10 miliarde de ori până când o să scapi. Dacă scapi de pe cârlig o să te omor, ai înțeles? No, no, Jake, nu mai încerca, no, no. Ce-ai zis să nu încerci? Mamă, te-ai lăsat foarte ușor. Ok, te-ai lăsat foarte, foarte ușor. Bă, ăsta a fost un match foarte interesant. Nu știu, am avut eu așa o preasimțire că nu o să fie cei mai buni jucători ever. Și am prins și pe unul dintre ei în capcană, ceea ce e bine pentru ritualul meu zilnic. Ia să le vedem rancurile. Ok, de ce? Știu că rang 20 nu înseamnă mare chestie pentru că oricum s-au resetat de curând, dar killer de rang 16 împotriva 17, 18, 20, 20. Asta nu e corect deloc pentru ei, dude, mă simt foarte aiurea. Cam să mor, dude, dacă ai venit fix când m-am întors și te-am prins că ai vrut să-l salvezi, ghinionul tău! Oh my fucking god. Iară nu a funcționat offering-ul meu, dude. Bă, ce e drept, n-am văzut dacă ăștia au pus ei altă offering, dar, pentru că stăm pe harta asta, automat, capcană aici. Perfect, ăsta e locul perfect! Oameni buni, vă nici măcar nu știți, dar de fiecare dată când vine un supraviețuitor, este atras, să spunem, de acea combină. A fost un frame drop aici, hello? Dead by Daylight? Ok.
Vreau să pun capcane jos, dar se mai... Întâmplă și gheastia. Ok, mă, bulangiilor, ok. Oh, uite, locul perfect pentru una. Stai, 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 că aici și-a e bine să pui capcană. Da, da, da. Deși cineva a văzut că am pus-o aici, sunt sigur că o să o dezactiveze. Bun, unde ești, mă, nenorocitule, a? Ah, uite un nenorocit. Hehehe. Domnule supraviețuitor. Domnule supraviețuitor. De ce n-am pus o capcană la fereastră? Știam eu că trebuia să pun o capcană la fereastră. Urăși jocul ăsta. Cum pot să învârț un killer aici, frate? Au, desigur că mai e încă o paletă. Really? Palete peste palete peste tot. Da, s-a dus în păpușoi. A, uite-l. Ok. Bun, domnule, ceva îmi spune că atunci când o să te prind nu o să fie frumos deloc. Hehehe, fentă. Fentă. Get fucked, dude. Când o să te prinde, sigur că se duce în dreptul lemnelor și nu mai văd nimic. Când o să te prind, n-o să fie frumos deloc, măi, nenorocitule, pentru ce faci. Adică joci bine. Cam asta faci. Oh, și de ce nu i-am tras? Am zis că e prost și nu lasă jos. Ok. Oh, are palete și aici. Dude, câte palete sunt pe jocul ăsta? Asta e bullshit. Oh. Ok. Deci, uite cum mă duce de la paletă la paletă. Dar, Pink, așa faci și tu. Mhm. Mhm. Aha, nu ți-a mai mers, a? Nu ți-a mai mers în candia la mătii. Bun, domnule Marvin. Marvin, ce nume care mă enervează. Bun, domnule Marvin, hai să te punem pe tine pe un cârlig. Ce zici aici? Eu zic că ăsta e un loc minunat pentru tine. A? Ce zici de asta? Mamă, câte zgomote fac ăștia. Care-i problema voastră? Ok, am nevoie și de o capcană. A, uite o capcană. Bun. Bă, cel puțin echipa lui nu e foarte strălucită. Adică m-a fugărit ăsta foarte, foarte mult. Și echipa lui... Prin ăsta pot să intru cumva, dacă mă înțelegeți. Ok. Așa. Echipa lui a reparat doar două generatoare în tot timpul ăsta. Ai prea departe ca să mă duc. Prea departe. Pe undeva pe aici trebuie să fie cineva, sunt sigur. Sigur, sigur că trebuie să fie cineva pe aici. Sunt la distanță... No, ok. Știam eu. Știam eu. XD. Oh, domnule Bill. Oh. Asta e bine. Asta e foarte bine. Extrem de foarte bine chiar. Ei! Ce faci, domnule, a? E nașpa că te-am prins, nu-i așa? Da, într-adevăr, foarte nașpa. Ok, hai să punem capcana asta sub tine acum. Ok, perfect. Și te rog să mori, te rog să mori, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Oh my god, mai avea 0,3 viață și l-a eliberat. Bun. O să mă ocup personal. Oh my god, ok, asta nu e bine. No, tu trebuie să mori. Oh no, alte palete. What the fuck, dude? Nu știu ce ai vrut să faci acolo, cred că ajungeai la paleta aia. Dar mă rog, e bine că am scăpat de tine pentru că tu m-ai enervat grav de tot. De fapt, nu m-ai enervat, doar ai jucat foarte bine și când joci foarte bine ești un om periculos care trebuie să moară repede. Bun, păi am scăpat de ăsta.
E surprinzător că n-au apucat să fugăresc supraviețuitorii ăștia pe la niște capcane, cum ar fi fost pe acolo, uite pe acolo. Și asta e nașpa, dar mă rog. Cineva e pe aici. În față. Ah, uite-i, mă. Uite-l acolo așa după copac pe nenorocit. Hello, domnule nenorocit. Hello, domnule nenorocit. Pe ce încoace în candela mătii. Să sperăm că o să-l... Ăla-i deconspirat omeg. Să sperăm că o să... Hello. Nice shit, dude. Voiam să zic că să sperăm că o să cază în capcana aia, dar nu mai contează. Hello, Meg. Te rog, sari pe la geam. Te rog, sari pe la geam, Meg. Oh, God. S-a dus în cealaltă direcție. Hey, Meg! Stai așa, Meg! Meg! Trebuie să vadă dacă e ceva în chest. Rapid, rapid! Oh! Ok, Meg. Bun, hai să te punem și pe tine pe un cârlig. Ce zici de asta? Ce zici? Vrei în basement? O, oh, vai, Meg, dar n-aș putea eu și cu tine în basement, noi. Bine, dar dacă insiști, ok, bun, o să te punem. Cineva a dezactivat o capcană, de ce? Și l-a ridicat pe ăla. Bun, Meg. Înseamnă că totuși ne-am terminat ritualul zilnic, ceea ce e bine. Bun, Meg, perfect. Sunt sigur că cel care vine să te salveze o să te bage fix în capcană. Opa, ăștia fac gălăgie pe undeva. Am nevoie de capcana asta, frate, la fereastră. La fereastră, în momentul ăsta trebuie la fereastră o capcană. Uite așa. Perfect. Perfect. Acum putem deja să plecăm de aici așa, pentru că sunt sigur că nu o să vine nimeni să o salveze. Iar dacă vine, o să fie prea târziu. Uite, n-a urcat nimeni aici, nu-mi vine să cred. What the fuck? Faceți zgomote aici, mă? Faceți zgomote, mă, nenorociți-l. Oh, e Dwight ăla cu e Jake ăla cu prestij. Ai scos capcana aia de acolo, asta nu e bine. Voiam capcana aia acolo, dude, era foarte, foarte bună capcana aia de acolo. Și acum, uite, o să sare fereastra și nu o să cazi în ea. Ok. Bun, hai să ne întoarcem Acilia în basement, pentru că văd că sunt bulangii și mi-au dezactivat capcana. Cum Dumnezeule mare-i... Meg era pe cârlig, da. Bun, Meg. Bun, hai să punem capăt acestei fugăreli atât de puierile. Și să te punem pe un cârlig care nu e deloc puieril, e chiar foarte nepuieril. Bun, uite ce le ai unul. And marș pe cârlig. Yes, bun. Acum hai să-i vedem pe ultimii doi. Bă, unul dintre ei la un moment dat l-am găsit la un generator. Oh, ok. Well, cum Dumnezeule mare ai venit pe la ferea... O să ai mai mult noroc de atât. Voiam să te iau ca să... Da, nu mai contează. Ok. Bun. Se pare că la un generator, dar nu știu la care era ăla. O să repare ultimul generator și o să scape, dar având în vedere că am omorât 3 oameni și că am făcut o grămadă de puncte și mi-am terminat și ritualul, ei bine, eu nu mă supăr. And așa. Și asta ar trebui să te rezolve pe tine. Ia uite-l, vezi, o repara generatorul, o să iasă afară, nu e mare problemă. E fix lângă poartă. Credeți că o să ajung la timp? Eu cred că ar trebui să fie suficient timp. Nu e acolo? Hello? Oh, Jesus, ok. Asta e interesant. Cred că a fugit la cealaltă poartă. Dar de ce ar face asta? De ce ar fugi la cealaltă poartă? Nu cred că s-a dus să-l salveze pe ăsta. În niciun caz. În niciun caz nu s-a dus să-l salveze pe ăsta. Și acum regret că nu am Noed. Dar mă rog.
Oh, vorbesc serios. Well. Mă întreb unde e un Jake. Hello, Jake. Mamă, ce imbecil ești să-mi bat piciorul. Crezi că dacă nu te aud, înseamnă că nu te văd? Vederea mea e bazată pe mișcare. Și dacă te-am văzut mișcându-te, gata, mi-am dat seama că ești acolo. Oh, asta e atât de trist pentru tine, dude. Sunt destul de sigur că aveai timp să deschizi poarta aia, dar... Bănuiesc că nu. Bănuiesc că n-ai vrut să o faci. Bun, astea sunt foarte multe puncte pentru mine, pe care o să le folosesc ca să-i fac level lui Dwight. Și pentru data viitoare, oare ce să fac? Să joc Survivor? Să joc Killer? Bună întrebare. Ok. Cât am? 46.000 de puncte. Mă așteptam la mai mult, dar... Vai, mamă, câte puncte am făcut. Dar, mă rog, ia uite și ăștia, frate, ce rancuri au. What? What the fuck, dude? Ah, bun. Ce vreau? Vreau așa să fac. Vreau să dau acelea pe Dwight. Yes. Și să cumpăr toate chestiile ieftine. Te rog, mănâncă așa. Așa, mănâncă și aia de 3000, te rog. Yes, boss. Și luăm asta de punche. Bun. Level 36. Sprint Burst. Streetwise and Deja Vu. Dude, am văzut Deja Vu-ul ăla peste tot de 10 miliarde de ori. Deja m-am săturat de el. Ok, o să mergem după Streetwise. Așa, după care luăm asta. Și asta. Și asta. A, și asta. De ce nu? După care asta. După care ne mai trebuie un match ca să facem level 37. Să știi că a fost chiar bine. A fost chiar foarte, foarte bine. Am făcut un nivel și jumătate, să spunem. Aproape. Păi, voi pune capăt acestui minunat episod aici, oameni buni. Nu uitați, un like mă apreciază foarte, foarte mult lumea dacă îmi lasă like.